Dar, Lido, tu unde vrei să mergi în vacanță? Dar ce m-a venit, domn primar? De fapt, ce vreți să mă întrebați? Ce ai, mă, nu mai poate omul să te întrebe nimic, că imediat intri la gânduri și la bănuieli de-astea ascunse, așa? E o întrebare simplă, Dalido. Unde vrei să mergi în vacanță? Unde îți place să te relaxezi? Ia zi. Păi de ce mă întrebați? De uite că eram și eu curios. Uite ce zic ăștia, că asta întreba aici pe site-ul, să zice care ar fi vacanța visurilor tale. Adică, mă rog, eu știu care e răspunsul, dar mă interesa care e răspunsul tău. Că fii atent ce zic ăștia aici. În funcție de locurile pe care vrei să le vizitezi, sau pe unde vrei să mergi, mă rog, îți dai seama de calitatea omului. Deci, care e răspunsul final? Și încă o dată, nu e niciun fel de invitație. E decât așa o întrebare să mă omorâm și noi timpul. Ia-ți! Păi, în cazul ăsta, aș merge la mama aia. Că n-am fost de foarte mult timp acolo, cam de când eram mică. Ce? E foarte frumos la mama aia, doar că acum am văzut la televizor că nu te apropii. A ajuns o cameră pe noapte, domn primar, 10 milioane. Bă, au dreptate ăștia de pe Saima, au dreptate, ce să mai... Adică? Adică, păi gândești mic, e meschine, mic, mărunt, nu știu cum să spun, mic, mic, mic. Păi ce, nu e frumos la mama aia? E adevărat, n-a fost de foarte mult timp, dar bine, schimb atunci. Saturn, Neptun, gata. Costinești. Bă, adică eu te întreb de o vacanță de vis și tu ce îmi spui, mă, Neptun, Costinești, toate amărăciunile de la noi? Păi să spun care e răspunsul, să vezi diferența, Dalido, să-ți dai seama de calitate de om ce sunt eu. Uite, eu, de exemplu, aș vrea să not cu delfini, înțelegi? Să pun așa mânuța pe coada lor aia din spate de la delfin, să mă duc așa frumos în larg. Asta, să stau acolo, bă, în apa aia, ca albastru de voroneț, să bag capul în... Să văd pești, bă, cei mai colorați, să văd broaște țistoase, ce să mai... O nebunie. E foarte frumos ce spuneți, domn primar. Și dacă s-ar ghivi ocazia, știți cum îmi schimb răspunsul? Imediat! Dar altceva vreau să vă întreb. Nu simțiți nimic? Ba da. O nevoie disperată de vacanță, de Aldo. Asta simt. Nu, nu, nu. Zici că cineva a dat foc la tămâie. Zici tu? Da. Ia. Ia stai, mă, că parcă miroase ceva aia. Aoleu, ce-o fi asta? Mamă, dar ce miros. Namaste, domn primar. Namaste, Dalido.